Mamă, dar ce cu dâmburile astea, tată? Uitați-vă puțin. Au. Aolo, nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu! Am luat și asta în brațe, s-a terminat. Salut tuturor, eu sunt Andrei și merg la un nou challenge. De această dată o să ne jucăm Eurotrack fără frână. Suntem pe harta României, o să ne ducem pe drumul morții și vreau să lăsați un like la acest clip dacă vreți să mai facem clipuri de genul, pentru că la 2000 de like-uri mă gândeam să fac același challenge fără frână, dar pe multiplayer, pe cel mai aglomerat traseu, Calais Duisburg. Haideți să scoatem treaba asta și să-i dăm drumul la treabă. Suntem pe harta României, cum v-am spus. Ne îndreptăm spre Sarmii Segetuza, pentru că știți din ultimul clip de Eurotrack că acolo se află drumul morții. Dacă nu aveți harta și vreți să vă jucați, aveți un link în descriere de la pagina de Facebook a hărții. Acolo aveți multe detalii legate de hartă. Am făcut și un giveaway cu ea pe live-ul de 24 de ore. Dacă n-ați participat, îmi pare rău, dar o să mai facem poate pe viitor niște giveaway-uri. Așa că lăsați un like acolo și haideți să dăm drumul la clip. Deci practic e destul de simplu challenge-ul ăsta. Nu am frână, uitați-vă puțin. Apăs pe frână ca nemâncatul și nu merge, ok? Asta înseamnă că singura mea posibilitate ca să pun frână este să o bag într-o treaptă mai inferioară și astfel se creează frâna de motor și bam, scade viteza. Ați înțeles? Haideți să încercăm să depășim camionul ăsta, să accelerăm tare. Bam, 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 bam. Mergem aici prin stânga și bam. Uite, județul Hunedoara scrie acolo. Uite și semnul de la județul Hunedoara. Super, super. Haideți să ne ducem aici prin... A, uite că se vede deja traseul, drumul morții. Hai să dăm... Aolo, mamă, mamă, stai chiar... Dacă băgăm mâna întâia ca să punem frână... Și uite că a mers, uite, vedeți, am pus frână. Mai greu se pune frână, dar măcar se pune, știi? Măcar se pune, adică... E ok măcar treaba asta. Și am un challenge și pentru voi, guys. Vreau să spuneți în comentarii cu cât credeți că o să ies la 100 damage din acest traseu. Momentan am 0% damage. Cu cât credeți că o să termin acest traseu? Cu cât la 100 damage credeți că o să termin? Hai să dăm... Ce semnal, mă, what the fuck? Oh, stai că aici e o curbă destul de nașpet. Hai să dăm mai așa. Bam. Hai să dăm mai așa, mamă. Deja începe să facă urât. Ideea e că acum la început, pentru cei care v-ați uitat la ultimul clip de pe acest traseu, e destul de ușor. Aici încă nu sunt dâmburi alea mari. Și jucăm cu Skoda. Am uitat să zic treaba asta. Jucăm cu Skoda pentru că mi-a spus foarte mulți în ultimul clip: Andrei, joacă cu Skoda, încearcă să te joci cu Skoda. Față de data trecută când am fost cu un camion și a fost mai ușor, astăzi ne jucăm cu Skoda de pe multiplayer. Vedem dacă reușim să facem față. Am încercat să mă joc și cu BMW-ul, dar din păcate era prea puternic și cu garda la sol foarte mică și din păcate luam fiecare dâmb și era cam imposibil. Eu făceam damage doar când mergeam pe drumul ăsta, că erau prea multe dâmburi, știi? Mașina asta e, să zicem, puțin mai sus Skoda-ul, dar nu la fel de bun la suspensii decât un camion, să zicem. Deci, oh my god, oricum o să fie destul de greu, dar poate reușim fără niciun pic de damage, nu știu. Dar nu cred, nu cred. Cred că mai încolo, când încep dâmburile alea mari, probabil știți la ce mă refer dacă ați văzut ultimul clip. Acum am apăsat pe frână, dar ce frână, frate, Andrei, că nu merge frână. Oulololo. Ia-o ușor, frate, ia-o ușor. Ok. O să o țin așa, că nu cred că e bine. Cel mai bine cred că o țin așa, să merg prin dreapta pe aici. Frumos. Avem o curbă nebună aici, la dreapta. Bă, până acum ne ducem foarte bine. Fără nicio problemă ne ducem chiar. E chill. Ololo, cam accelerez cam tare, Andrei. Deci se duce prea tare Skoda-ul ăsta. Accelerează extrem de repede. Oh, nu, nu, nu. Lejer, Andrei, lejer, lejer. Oh, oh, oh. Mamă, s-a terminat. Hai să-i dăm tare. Bam, îi dăm cu a șasea. Sperăm să nu se întâmple nimic. Am mâncat dăștia de lemn. Oh, mamă, da, derapează grav rău de tot Skoda-ul ăsta. Și volanul meu începe să facă destul de urât. Olo, curbă nașpa la stânga. Checked. Olo, frână, 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 frână. Băgăm mâna întâia, să punem o frână de motor. Și bam. Bă, deci chiar e ok. Și o altă chestie care mi-a spus-o în comentarii este că
De ce am mers așa de repede? Că normal că fac damage dacă merg prea repede. Eu încercam să fac clipul cât mai scurt, cum încerc și acum să-l fac destul de scurt, pentru că traseul ăsta este destul de lung și dacă ar fi să respecti regulile de circulație, ar trebui să-l faci în cam 40 de minute, ceva de genul, dacă ar trebui să respecti tu acolo, măcar să nu iei damage, să conduci mai roleplay așa, l-ai face în vreo 40 de minute traseul ăsta, cred. Deci, da, e destul de nașpa. Oh, eu cred că acum începe... Nu acum începem. Credeam că acum încep dâmburile alea nașpa. Dar mai întâi avem niște serpentine foarte nașpa acum. La stânga, trebuie să facem. Dar nu e problemă, că noi ne descurcăm. Am 100 la oră pe drumul ăsta, s-a terminat. Ușor. Hai că e ok. We good. Avem doar curbe, ok? Doar curbe ușoare, ok? E chill. Mamă, ce curbe. S-a terminat. Nu! N-am frână, m-am apăsat pe frână. Am verificat că n-am frână. Ok. We good. We good. Acum cred că urmează podul ăla mare, nu-i așa? Da, urmează podul ăla mare și se aude lupul. Ia uitați, guys, podul nebun cu adâncimea asta nebună. Mamă, dar ce peisaj, adică pe bune. Chiar e mișto. Mamă, aici, mamă. Păi rămâne o rată pe aici, ai nebunit? Ulu, unde n-ai cum să iau eu ca să nu rămână o rată pe aici? S-a terminat. Cred că mai bine nu mai iau așa ușor, că... Mamă, e o diferență aici față de camion, clar. Hai că avem acum o curbă la stânga, iau ușor Andrei. Băgăm una a treia. Chiar e ok și era să mă duc. Aparent am trecut prin copacul ăla, e chill. Din copacelul ăla. Aolo, nu. Nu! Am luat și asta în brațe, s-a terminat. Bă. Și mergeam așa bine. Și de cum am ajuns. Ok, mai încercăm o dată. Avem 10% damage. Trebuia să facem și noi niște damage, nu? Adică, cine a ghicit o să primească o inimioară. Dar fără să trișa, sper. Ok, hai să vedem. Cred că e ok așa. Și pot să-i dau tare acum. Ia uite. Ia uite ce frumos merge. Miau. S-a terminat. Bă, ușor, take it easy. Mă, dar parcă am delay la volan. Da, chiar e delay. Nu înțeleg de ce, dar e delay. Oh, nu. Acum, după podul ăla, urmează nebunia, nu-i așa? Cu dâmburile. Uite că 5 la oră. Da, uite să și văd dâmburile. Dacă vă uitați atent, se văd dâmburile astea mari. Ai, că s-a terminat. Da, nebunule. Gat. Aici, s-a terminat. S-a terminat șmecheria. 11%. Mamă, dar ce-s cu dâmburile astea, tată? Uitați-vă puțin. Au. Aolo, ce dâmburi. Cred că știu cum să scap de ele. Fiantele, mă iau pe aici. Gata, am găsit șmecherie. A doua. Am dat tot, ar trebui să merg destul de încet ca să nu mai iau damage. V-am zis că devine din ce în ce mai greu. Mamă. V-am zis că devine din ce în ce mai greu și asta e partea mai grea. Filmez clipul ăsta, guys, la 4:30 dimineața. Nu știu dacă mă credeți, dar îl filmez pe 6 mai la 4:30 dimineața. Iar acest clip o să apară în dimineața asta, sper. Pentru că o să-l și editez, fac și un thumbnail și sper să apară în dimineața asta, așa că salut cei care se uită pe 6 mai. Oh my god, bam. Și știu, mi-a venit efectiv o idee asta random să o fac cu frâna și am zis, bă, chiar are merge, de ce nu? Oulu. Bă, we good, like, we really, really good. O ducem ok. Mamă, iară curbe de-asta de nașpa. Iar avem un pod de-asta nașpa. Dar măcar nu mai pot de la care să cazi urât. Mamă. Da, 12%. Faci, man.
Ar trebui să iau mai ușor, dar v-am zis, mă grăbesc, pentru că deja filmez de 12 minute. Mă, ce gropi avem aici. Au, aia durut rău de tot. Uitați-vă puțin ce gropi sunt. Vedeți, gropile astea nu prea se simțeau cu camionul. Dar vedeți, pentru că Skoda are garda la sol destul de ok față de... Au, destul de ok față de BMW-ul. Face față, vedeți? Dacă eram cu BMW-ul, cum am fost cu BMW-ul, că am testat BMW-ul pe aici, era imposibil. Deci, se bloca efectiv, nu mergea. Primeam damage în continuu. Asta are suspensiile mai ok. Mamă. O să stau așa, nu știu, ca să fie mai satisfăcător. De așa, hai că vreau mai ajunge la final. Vreau mai ajunge la final. Vedem cu cât damage ajungem la final, vreau să nu stric pe ultima 100 metri. Să rămân cu damage-ul ăsta de 12%, e ok, zic. Pentru cum a fost traseul ăsta și v-am zis, dacă facem la acest clip 2000 de like-uri, o să facem același challenge pe multiplayer. Oh my god. Nu știu dacă tot cu Skoda, rămâne de văzut treaba asta. Deci o să facem pe multiplayer următorul challenge, fără frână, ok? Dacă se fac 2000 de like-uri, așa că lăsați un like. Mamă. Gata, am ajuns la final. S-a terminat. Olu. Nu, 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 fără damage, fără damage, Andrei. Stai că aici, cred că e poartă la interior. Cred că e o poartă aici. Da? Hai că am ajuns. Mamă, cred că am făcut în timp record. Am ajuns foarte repede. Ajungeți la destinație chiar. Bam. Nu puteam să pun frână. Gata. Am ajuns, guys, aici la oamenii care ne fură lemnul. Wichelin. Ia uite-i. Ia uite-i pe nebuni. Ce fac aici la lemn? Aolo. Facem aici așa un hau. Ia o rotire nebună. Gata, guys. Cam asta a fost. Am vrut să pun și o frână. Nu merge frâna. Well, cred că las să meargă. Deci, guys, nu uitați dacă mai aveți idei pe care să le facem în următorul clip pe harta României, să mi le lăsați în secțiunea de comentarii. Lăsați un like dacă vreți să vedeți partea a doua pe multiplayer cu acești challenge fără frână. Să vedem dacă le luăm bani sau nu. O să fie destul de interesant. Și dacă sunteți noi, să dați acolo pe butonul de subscribe și pe clopoțel ca să fiți la curent când mai postăm clipuri de acest gen. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ciao!